Vali Bărbulescu a fost în atenția publicului în ultima perioadă prin ședințele lui Foto, însă el nu a uitat de marea lui dragoste, muzica. Întotdeauna a fost vorba despre muzică, mai nou și despre fotografie, dar muzica va rămâne în inima mea și în sufletul meu pentru totdeauna. Mai mult, Vali Bărbulescu a fost cu Radio Killer în Miami, unde cei trei artiști au luat contact cu muzica de club de acolo și unde au avut și trei concerte. Trei giguri, trei cântări, cum spunem noi acolo, ne-am conectat cu niște personalități din industrie și cu rezultate frumoase, pentru că în această vară ne vom întoarce. Să sperăm cu și mai mare succes. Cu ce ne-a zis Vali și cu ce am mai cules noi de pe contul lui de Facebook, aflăm că artistul este cu logodnica lui în Caterini, Grecia, unde filmează un videoclip. Este o piesă pe care am făcut-o la HHH Production, este noua mea casă. Vom lansa un sublabel, se numește HHH House, este sub HHH Production și acolo vom crea numai piese de club, numai piese de dans, ca să spun așa, piese house, generic denumit genul ăsta house, nu? Indiferent că e vorba de electro, EDM, balearic, tech house, deep house, va fi HHH House și va fi noul player, dacă vrei, în România, în ceea ce privește muzica de club. O lansăm direct cu piesă, cu clip, cu cover, cu tot ce vrei tu.